Viorel și Denis sunt din ce în ce mai apropiați. Chiar spunea Viorel că îi se pare că Denis a spart gheața aceea care o avea la început și că acum toată ziua se pisicește pe lângă el. Îi mai spunea că în cazul în care ea are vreo idee de afacere și el vede o oportunitate, trebuie doar să-i spună și dacă el consideră că se face bani din treaba aia, o să o susțină și că nu este nicio problemă. Merg încet, dar sigur, spre o relație extrem de frumoasă. Eu aștept salutul dintre cei doi și cred că și Denis l-așteaptă, pentru că e toată un zâmbet așa și cu gurița căscată. A venit și Damari și a servit cu plăcinta aceea pe care a făcut-o cu Valentin. Și lui Damari se spunea la fel, că s-a mai dezghețat Denis și că nu mai este așa din gheață și că toată ziua se pisicește pe lângă el. Îmi plac zilele acestea cu ușile deschise, pentru că efectiv nu ai cum să te plictisești, ai ce să vezi, toți sunt așa unul lângă altul, vorbesc tot felul de lucruri esențiale. Iar pentru noi chiar este altceva. Vedem povești de dragoste așa cum ar trebui să existe în casa mireasă.